Comemorarea celor căzuți în conflictul armat este un tribut de recunoștință față de văduvele care și-au pierdut soții, precum și față de participanții care au supraviețuit, afirmă autoritățile locale. Stimați veterani de război, cei prezenți la mitingul consacrat zilei memoriei celor căzuți în războaiele locale de pe toate timpurile. Suntem astăzi adunați aici cu o durere în suflet să constatăm faptul că Republica Moldova în anii 90-91 a suferit unele transformări extraordinare. După desființarea Marelui Stat, Uniunea Sovietică, fiecare Republică Unională au pășit pe calea independenței, suveranității. Nu a fost o excepție nici Republica Moldova. Anii 90-91 ne-au adus primul parlament, primul guvern, primul președinte, domnul Mircea Snegu, primii pași spre independență. Am obținut un drapel, o stemă, un imn. Cu toate stăruințele care au fost depuse de a procura tot ce mai sunt pe lume, pacea și integritatea, au fost clipe grele. Anul 92, 2 martie, a fost declanșat oficial un conflict armat care cu timpul s-a transformat într-un război adevărat cu folosirea armelor de foc, pistoale, grenade, aruncătoare de mine, artilerie grea, tancuri și aviație. La paza ordinii publice, la paza integrității Republicii Moldova au pășit tinerii noștri cetățeni ai Republicii Moldova din cadrul Ministerului de Interne, cadrul Ministerului Apărării, Armatei Naționale, voluntari și toți cei care își iubește țara. Am obținut independența, am obținut integritatea cu preț scump. Pe câmpul de luptă, doar din raionul Florești au decedat 10 camarazi de arme, alți 10 au fost recunoscuți invalizi de război cu grad de invaliditate. Mulți ani la rând noi am plecat capul în memorie celor căzuți la două pietre comemorative care astăzi sunt alături de complexul memorial, știind că este foarte puțin făcut pentru cei care și-au dat viața acolo. Dumneavoastră sunteți cei doi domnilor combatanți care ați propus în orașul Florești trebuie să fie construit un complex memorial să cuprindă toate cele trei evenimente tragice din secolul 20. 1979, războiul din Afganistan, unde au participat pământenii noștri. 1986, groaznică avarie de la stația atomică din Cernobâl și lichidarea consecințelor avariei de la comisă de soarta, probabil, a celor care trebuiau să participe la lichidarea consecințelor. Și nu în ultimul rând, ostașii noștri, polițiștii noștri care au pășit la stradă ordinii publice pentru independența noastră. În fața dumneavoastră este construit un complex memorial care stă pe trei piloni. Trei piloni puternici. La temelia acestor piloni sunt îngropate tuburile de pământ, de metal, umplute cu pământ de la mormintele celor căzuți, atât în Cernobâl, cât în Afganistan, cât și în Transnistria. De aceea, pentru noi, complexul acesta, monumentul acesta, este prețuit ca un mormânt frățesc. Este îngrijit, este păstrat și așa dorim să fie câte zile vom avea. Adeseori noi auzim cuvintele, uite, a mai trecut o zi, uite cum trece timpul. Într-adevăr, timpul trece, dar timpul mai are și capacitatea de a se transforma. Este timpul trecut, noi suntem în timpul prezent, suntem în prezent pentru a făuri viitorul,
Și deci, astăzi noi comemorăm trecutul celor care nu mai sunt cu noi. Facem tot ce e posibil să fie pace în țară. Facem tot posibilul în prezent ca viitorul copiilor noștri, viitorul nepoților, strănepoților, să nu mai știe ce înseamnă război, să cunoască momentele acestea doar din istorie. Așa că timpul se transformă, stimați colegi, ne trecem noi, ne trecem rapid, deodată nici nu observăm cine a trecut și cine a plecat în eternitate. Cu mare regret astăzi vreau să spun, zilele trecute a dispărut din formația noastră, formațiunea noastră, președintele Asociației Lichidatorilor Consecinților Avariei de la Cernobâl, domnul Grigori Ursu. Dumnezeu să-l aibă în pază. Toți dintre dumneavoastră care sunteți aici, avem persoane, avem părinți, avem bunei, frați, surori, care nu mai sunt cu noi. Sunt trecuți în eternitate. Să ne plecăm frunțile spre gleia sfințită cu stângile și viața lor curmate prea devreme. Onorată asistență, stimați participanți ai conflictului armat Mistreanu, locuitori ai orașului și ai raionului Florești. Au trecut 24 ani din ziua declanșării războiului de pe Nistru. Dar și acum ne reamintim cu deosebită recunoștință și căldură sufletească de cei care au plătit cu viața lor pentru pace, libertate și independența patriei noastre. Ca și în anii precedenți, acest popas ne oferă prilejul să evocăm momentul astral din 1992. Visul pe care eroii noștri l-au împlinit, ne obligă să păstrăm vie atât memoria lor, cât și țara Moldova pe care au apărat-o și pentru care și-au dat viața. Adevărata cinstire a lor ne-o vom arăta prin înălțarea noastră la mărețea și strălucirea jertfelor, păstrând cu sfințenie moștenirea lăsată nouă, spunea Gheorghe Gotea. Chiar dacă conflictul transnistrean este cea mai tristă pagină din istoria țării noastre, ea va rămâne în același timp o faptă plină de eroism, curaj, de care au dat dovadă și concetățenii raionului nostru, ca Bacarciuc Mihail și Prodan Mihail, decorați cu ordinul Ștefan cel Mare, ca Loza Boris și Tibincov Iurii, decorați cu medalie pentru vitejie, ca Romanciuc Gheorghe, Burdiumov Petru, Iarțăv Sergei, decorați cu medalie pentru merite în luptă. Ca un omagiu adus învingătorilor, ne închinăm până la pământ pentru cerul pașnic în înaltul căruia se aud triluri de ciocârlii și pentru liniștea de care ne bucurăm zi de zi. Doresc să vă mulțumesc pentru curajul, dârzenia și patriotismul de care ați dat dovadă atunci când v-ați dus în lupta contra dușmanilor. Știu și realizez că ați făcut asta pentru părinții voștri, frații și surorile voastre, soțiile și copiii voștri, dar și pentru noi, cei care peste ani vă suntem recunoscători că trăim în pace. Sincere felicitări! Deși faza armată a conflictului a trecut, trebuie să fim foarte prudenți, pentru că au murit oameni care și-au apărat pământul cu gândul la pace, integritate și independență a țării. Demnitatea și jertfa de sine, de care au dat dovadă cei mai curajoși fii ai neamului nostru, în momentele de grea cumpănă, care fără rezerve s-au lansat în vâltoarea luptei pentru patrie și neam, au fost cele mai înălțătoare momente din scurta, dar zbuciumată istorie a tinerilor ca Burca Vladimir din Ciutulești, Răilean Alexei din Izvoare, Bizeni, Antoci Iurie din Putinești,
Бордя Петру din Кашунка, Сувак Василий din Рошиетич, Тукила Анатолий din Флорешт, Дирда Викториан din Флорешт, кавалер постмортем al ордену Штефан cel Mare și Crucea Комеморативе, Кобелаш Анатол din Флорешт, Єні Михаил din Чутулешт, Кодряну Юрия din satul Ion Vodă. Evenimentele mai sunt vii în inimile multor oameni, în memoria celor care nu și-au temut de moarte, pentru ca noi să avem un viitor mai bun. Se spune că timpul vindecă rănile, dar cea de 24 aniversare de la conflictul armat din stânga Nistrului ne sugerează că rana a rămas la fel de adâncă și sângerândă. Peste mormintele eroilor noștri s-au perindat ninsori, au crescut flori, s-au revărsat raze de soare și s-au scuturat frunze ruginite, dar lacrimile ce au căzut din ochii mamelor și copiilor orfani nu s-au mai uscat. Aprindem în suflete candela recunoștinței pentru eroii neamului nostru, pentru cei care își odihnesc osemintele în glia străbună. Aducem omagiu pentru a-i pomeni în rugă. Dumnezeu te odihnească în pace. Ați luptat pentru o viață mai bună, o țară mai prosperă și întregită. Nu a fost să fie așa, însă bărbăția voastră, care ați demonstrat-o atunci, ne dă credință în ziua de mâine. La eveniment au participat autoritățile raionale și locale, veteranii războiului de pe Nistru, cetățeni ai orașului și raionului Florești, precum și colective artistice din oraș, care au interpretat câteva cântece pentru veterani. Departe sau aproape, prin sate, prin orașe, prin dealuri și prin băi, tot mai multe pietre, monumente se înalță în cinstea celor bravi flăcăi. Și nu învinuind pe nimeni, în toată cere sfântă aș întrebar, oare toată vremea în aceste pietre, monumente vedem noi chipul celor ce s-au jertfit cândva? Dezvăliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sfintele morminte presurați lacrimi și flori spre a fi mai dulce somnul cucerit de luptători. La mormântul tău, soldate, vor crește braz și flori. Tu vei privi în nemurire la tot ce ai avut mai scump, că așa e dat pe lume să lupți, să suferi și să învingi, și pe o piatră fără nume să-ți razi în capul și să plângi. Gente,
O nuntă nejucată, încă un sat îndurerat. De ce mamă, de ce tată, clontele nu m-a cruțat? Plâng părinții lângă casă, plâng de dor, de jale plâng. Mândru fecioraș rămâne să zacă în sfântul mormânt. Încă o nuntă nejucată, încă un sat îndurerat. Doi părinți și acum la poartă își așteaptă fiul drag. Tot cu gândul că o să vină, ei se stâng încet, încet. Doar o piatră ce mai bate în loc de inimă în piept. Fiecare familie rămasă fără soț, tată sau fecior trăiește emoții de nedescris. Pentru aceste persoane îndurerate, președintele Asociației Războaielor și a Conflictelor Armate Locale din Republica Moldova și a tuturor războaielor a venit cu un cuvânt de susținere. Asociația Locale Войни, Военных Конфликтов Республики Молдова со скорбью встречает этот 2 марта и скорбим матерям, женам погибшихся там офицеры, солдаты, прапорщиков. Мы желаем оставшихся живых. В общем, так желать им здоровья. Чтобы они рассказывали, чтобы они
проводили патриотическую работу с молодежью, чтобы они знали, чтобы не знал, что такое войны наяву, чтобы знали только по истории. Брат асистенца. Astăzi Republica Moldova își plânge eroii, eroii care au luptat pentru independența și integritatea țării. Se împlinesc 24 de ani de la începerea războiului din Transnistria. Ziua de 2 martie a creat mari suferințe, a cutremurat o întreagă țară, a făcut ca multe mame și soții să plângă în dimineața când au aflat că stâlpii casei trebuie să meargă la război. A fost o perioadă grea și groaznică pentru combatanți. Dar totuși s-au găsit bărbați în Republica Moldova care să lepese sentimentul de țară, de neam. Astăzi, cu mândrie țin să menționez că pe câmpul de luptă pentru independența și integritatea țării au luptat și colegii mei din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești, și anume Hârțâca Valeriu, Viba Oleg, Ursati Iurie, Ceapa Ion și Fetico Valentin. A fost un război care a furat multe vieți. Este foarte important ca acum faptele celor care au apărat integritatea și independența țării cu armele în mâini să nu fie date uitării. Nistrul rămâne și azi să fie râul destinului, al suspinului și râul amarului. Vă mulțumim, dragi veterani, vă mulțumim pentru bucuria din ochii copiilor, din ochii femeilor. Vă mulțumim pentru independența poporului Republicii Moldova. Vă mulțumesc! În conflictul armat de pe Nistru au decedat 286 de ostași. Dintre aceștia, 77 sunt din raionul Florești. Printre eroii de aici se numără Octavian Dârda, Anatol Cobălaș și Vladimir Tuchilă. Alți doi ostași din orașul Florești au fost răniți.